Bună ziua, domnilor și domnilor! Vă spune video Ghinea la o nouă ediție a emisiunii Portret de Fermier. Suntem în județul Bihor, în localitatea S. Nicolau Român, alături de un tânăr fermier de aici, din zonă, Patriciu Feier. Bună ziua! Îți mulțumesc că ne-ai primit la tine în fermă! Bună ziua! Vă mulțumesc că ați venit pe la noi! Patriciu, tu ești tânăr, 30 de ani, dar știi să faci agricultură, ești unul dintre cei mai apreciați tineri fermieri de aici, din zona asta de vest, și vreau să spun că mă simt onorat că putem discuta cu fermieri inimoși, fermieri implicați care știu să facă tehnologie. Lucrezi undeva în jur de 900 de hectare, dacă da. am înțeles bine. Mă bucur că ați auzit de bine despre mine. Eu aplic o tehnologie intensivă, nu prea fac, încerc să aplic, încet, încet am terminat agronomia în 2013 și de atunci în continuu sunt în muncă, de dimineața până seara. O să ne faci o scurtă descriere a fermei tale și apoi o să discutăm și despre culturile pe care le înființezi aici, Vreau să vorbim și despre producțiile pe care le obții și bineînțeles că o să discutăm și despre ce ar trebui să facem noi ca și țară, ca și stat, din prisma tinerilor fermieri. Hai să începem cu descrierea fermei pentru început, pentru că suntem aici Sigur lângă că... utilajele cu care tu lucrezi încă. Noi suntem aici pe amplasamentul unui fost SMA, Nicolau Român. Toate halele care noi le-am construit aici nu au fost, noi le-am construit de la zero ce pot să zic despre dotarea fermei? Deocamdată mai lucrăm cu U650, avem încă șapte tractoare care merg și ne facem treaba cu ele. Avem două John Deere-uri mai mici de 100 de cai, două combine 5130-5140 de la Case și încă două tractoare mai mari un 8100 de la John Deere și 260 Magnum de la Case. Și ultima achiziție pe care cred că o și puteți filma acum, ultima achiziție este un, un sprayer autopropulsat de la John Deere R4030. Ai făcut o investiție importantă în această autopropulsată, dar așa cum îmi spuneai până să începem acest interviu, ești fan al culturii de rapiță. Nu numai că ești fan, dar ai reușit să obții producții mari. Dă-ne câteva cifre încât să îi facem invidio și pe alții fermieri și poate ne dezvolui și din tehnologia pe care ai aplicat-o, din secretele pe care le ai tu ca și fermier. Tehnologia de rapță, să vă zic așa, pentru mine rapța este cea mai importantă cultură Prima oară când am pus rapița a fost acus patru ani. Deși nimeni nu avea încredere că o să fac producții și ăsta, eu le-am demonstrat contrariu. Primul meu an de rapiță am făcut media la 60 de hectare, undeva la 4.000 de kilograme. În al doilea an, în schimb, am participat la un concurs, era de calb rapița de 6 tone, dacă știți, și... Am făcut pe un hectar 5.736, am fost locul 2 pe România, din câte știu eu. Atunci a fost gama de vârf, atunci am făcut la media, la rapiță, pe toate parcelele, 4.800. Și ce să vă zic, tehnologia de rapiță... Anul ăsta trebuie... cât ai făcut? Anul ăsta 4.200. Un media. Pic mai slab... Media, da. Am avut parcelă unde am aplicat o tehnologie mult mai specială, cum îi zic eu, am făcut 5120. A fost maximul anul ăsta. Și acolo, ce pot să vă zic? Am intrat tot timpul, adică cum să zic, astăzi vedeam ceva insecte, mâine eram în ea, nu puteam să aștept. Ca fungicii de clar, toamnă caramba, primăvară caramba și l-am florit pictor. Și ce mai e secretul, pe care o să-l și descopere și alți fermieri, după părerea mea, sunt biostimulatorii de la FMC, care sunt incredibil de buni. Hai să vorbim și despre alte culturi, pentru că tu ai o gamă de culturi la care reușești să faci performanță. Cum ai încheiat grâul anul ăsta, ca și cantitate, A, greu... ca și medie? a fost sub așteptările mele. Eu ziceau că o să mă închid undeva la 6.500-7.000, dar a fost undeva la 6.200. Sub așteptări, deși dacă luăm în considerare vremea care a fost și condițiile vitrege, am avut în aprilie, am avut în aprilie un îngheț târziu care mi-a diminuat din producție. Dacă nu era înghețul acela, posibil să fi trecut de 6.500. Dar toate fiind spuse la grâu, eu zic că e o producție mulțumitoare. Spunem grâul vinzi imediat, îl depozitezi, Aștepți perioada optimă pentru. Grâu, a de obicei, vinde? cam jumătate din producție îl vând ca să pot să-mi fac loc pentru porumb, și jumătate îl țin până în primăvară. Pentru că nu am loc, nu am chiar atâtea magazie, eu am undeva la 4000 de tone care pot să depozitez, mai mult nu. Floarea soarelui îmi spuneai că e o cultură la care tu ai renunțat să mai... Pe mine floarea soarelui m-a dezamăgit foarte mult, mai ales prețul și anul trecut a fost un preț de un leu 200 și nu m am mulțumit deloc. Am făcut o medie undeva la 3000 și ceva și am spus decât să pun floarea soarelui, mai bine pun porumb sau rapiță care iese mult mai bine pe zona la noi. Și acum porumb, pe ce suprafață ai cultivat? Porum pe 275 de hectare. Anul ăsta e cel mai mult porumb de când avem noi fermă. Bun, am ajuns aici unde ai cultivat soia. Arată bine parcela asta pe care o avem în spatele nostru. Spune-mi ce așteptări ai de la această plantă. Anul acesta eu zic că cam 3500 până în 4 tone, eu zic să facem. Vedem, sperăm să ne uimească, sperăm să ne depășească așteptările, dar greu de spus. Până la recoltare mai este, după cum vedeți, soia este foarte verde, deocamdată mai are inflorescențe care urmează să umple bobul. Și ce pot să vă zic? Pentru mine soia este pusă pentru agromediu, ca să nu mai pun rapiță de întors. Și nu mă aștept foarte mult la producție, mă aștept să mă ajute foarte mult pe partea de fertilizare, să... pentru că aici o să vină porumb. La noi, pe zona asta, noi suntem pe graniță cu Ungaria. Aici nu prea poți să pui grâu sau rapiță, doar Porum, soia, porum, soia. Un lucru care te ne mulțumește atât pe tine, dar și pe alții fermieri, alții agricultori, e faptul că putem consuma soia modificată genetic, dar nu o putem cultiva. Da, exact. Nu pot să înțeleg de ce noi importăm chiar atât de multă soia modificată genetic, pentru că consumul la, în Uniunea Europeană este mult mai mare decât noi putem să producem soia nemodificată genetic, și noi importăm, dar nu suntem lăsați să cultivăm soia modificată. Dacă am cultivat și noi soia modificată genetic, eu zic că ne-am putea aștepta și noi la vreo 5 tone, 5 tone jumate chiar, depinde de tehnologie, fiecare cum și atunci altfel am putea vorbi. Și mai ales acum de când s-a pus programul cu agromediu nu ai voie nici să o și burienele sunt o problemă foarte mare pentru soia. Bun, e adevărat lucrul ăsta pe care l-ai observat și pe care practic îl trăiești atât timp cât această cultură există. Hai să le prezentăm telespectatorilor și cultura de porumb pe care o ai aici în zona asta a Bihorului, pentru că așa cum au putut vedea privitorii Agro TV. În zona de vest a României se fac culturi frumoase, culturi importante anul ăsta și cred că vă puteți declara campioni din punctul ăsta de vedere, ținând cont că ați avut precipitații, că ați făcut tehnologie și sunt toate premizele încât să vă poziționați așa pe prima treaptă a unui Deocamdată, podium. Dată, Ovidiu ginea domnul Ovidiu Ghinea, putem să ne lăudăm cu cultura de rap, să până ce nu recoltăm porumbul, doamne fer să vină vreo grindină sau ceva, o să vedem, până la recoltă mai este mult, vă mai așteptăm să veniți, să vedem. Corect, Ce producții vom face? Așa e foarte adevărat, până nu vedeți producțiile astea băgate în depozit. E bine să, să nu ne bucurăm prea tare. Bună ziua încă o dată! Ne aflăm la o parcelă de porumb. După cum vedeți, porumbul la ora actuală arată foarte bine, chiar a umplut foarte bine bobul și tot până în vârf. Ce pot să zic? Ne așteptăm la o producție destul de bună, undeva între 9 tone și 12 tone. Vom vedea la recoltare. După părerea mea, este un porumb de peste 10 tone. Folosești hibrizi de unde? Uh, hibrizii pe care îi folosesc la porumb sunt de la Pioneer și de Calb. Uh, după cum observați, hibrizii de la Pioneer sunt mult mai înalți și au frunzele mult mai frumoase ca arhitectură. Dar în schimb, la Decalb, nu sunt chiar așa de frumoase, dar producțiile sunt, după părerea mea, mai mulțumitoare. Domnul și domnilor, vă spuneam un pic mai devreme că ne vom deplasa în... O altă localitate de aici, din vestul României, la Cenat, mai exact. Stăm de vorbă cu un fermier important din această zonă a țării, zonă cunoscută datorită performanțelor din agricultură, domnul Vasile Târziu. Bună ziua și bine v-am găsit aici la dumneavoastră fermă. Bună ziua! O prezență destul de discretă în fața camerelor, apăreți puțin în presa de specialitate, dar sunteți unul dintre fermierii care lucrează o suprafață importantă de teren și nu numai că o lucrați, dar faceți lucrul ăsta de mult timp și îl faceți destul de bine, aș spune eu, poate chiar foarte bine. 2500 de hectare, aproximativ? 2600. 2600. Cum a fost anul ăsta pentru dumneavoastră? Până acum, până în clipa de față. Bun. Bun, un an foarte bun. zic -o, față de ce s-a întâmplat în, în agricultură. Datorită condițiilor pedoclimatice. Sunt mulțumit. Adică mi a scos cheltuielile și o cotă de profit. Minimală. Producțiile aici... Până e, acum. Da. Nu mă refer la cele de toamnă. Mă refer la producțiile la cele păioase. Undeva la limite, sub limita Medii anuale, dar mă bucur că a ieșit și așa, față de cea, cum s-a prezentat din primăvară. A fost foarte afectată de secetă la un moment dat. Ferma pe care o aveți aici arată foarte bine, am putut să observăm lucrul ăsta încă de la intrare, cred că se pot convinge și telespectatorii noștri prin imaginile pe care le luăm de aici. Când ați preluat exploatația asta de aici, ferma mai precis? O să încep, am început agricultura din 93, fiind student, ferma am înființat o inițial acasă, adică în gospodăria noastră, și am extins-o în jurul casei, până la o suprafață de un hectar jumate, cu șoproane, cu capacitate de 4.000 de tone, și în 2010 s-a oferit o oportunitate să cumpăr o fostă fermă IAS în Paragină, Adică ferma unde suntem acum alocați, în care am investit toți banii aproape cumulați în ani de zile, și chiar și cu împrumuturi, și am construit două magazine, am făcut toată infrastructura subterană și supraterană ce privește apă, tot ce înseamnă utilități. Și, deci, din 2010 am achiziționat-o. Am văzut multe mașini și utilaje agricole moderne. Cred că ați investit suficient de mulți bani și în partea asta, fără de care n-ați putea să vă desfășurați activitatea. Da, în fiecare an am făcut investiții raportate la cota de profit din anul anterior. Tot am încercat să nu depășesc, cum îi spun eu, cota de profit, adică partea de de profit liniar, adică pe 5 ani, adică o medie a profitului liniar pe 5 ani. Ne-am utilat cu utilaje performante, fiindcă de altfel ele aduc plus valoare producției, pe lângă factorii climaterici pe care nu putem influența noi. Le-am achiziționat în leasing și aduc beneficiu fermei. Foarte greu amortizabile, în schimb, unele din ele. De exemplu, combinele sunt foarte greu de amortizat și Achiziția, i-au prestatori, în general, pe lângă combinele celea pe care le-am păstrat, mai vechi. Am patru combine mai vechi. Fonduri europene ați accesat? Da, în 2009, pe program FADR. 900 de mii de euro a fost plafonul, al combine, utilaje. De atunci nu mai am achiziționat niciun, prin proiect, nimic. Spuneți dumneavoastră că cei mai mulți bani i-ați investit cu ajutorul... Băncilor, pentru că de acolo ați luat credite și banii respectivi s-au regăsit fie în achiziționarea de teren, fie în mașini și utilaje agricole. Vorbeam de faptul că aici, în vest, producțiile sunt mai bune decât în anumite regiuni ale României, unde ploile practic lipsesc. Știu că faceți de asemenea mai multe lucrări în perioada asta în câmp pregătiți terenul pentru rapiță. Probabil că veți intra în scurt timp și la recoltat, la floarea soarelui, la porumb. V-aș propune să ne deplasăm acolo, să vedem cum se prezintă culturile și să discutăm la fața locului. Totodată, alături de noi, e și nepotul dumneavoastră, e implicat și el aici în cadrul fermei și asta practic văd da așa speranțe că agricultura românească poate merge mai departe, poate avea viitor prin prisma acestor tineri care studiază atât pe buncile facultăților, dar și în teren, în practică. Bună ziua, mă numesc Silviu Târziu, sunt student în anul 4 la Facultatea de Agronomie din Timișoara. Pasiunea mea de mic copil a fost agricultura și va rămâne mereu. Datorită istoriei îndelungate a familiei în agricultură, am moștenit și eu această dragoste și sunt foarte mândru că am reușit să mă îndeplinesc marele vis de a deveni inginer agronom, exact ca și tatăl meu, unchiul meu și Bunicul meu. Pentru mine, bunicul a fost uh, un mentor și va rămâne mereu. El mi-a infuzat această dragoste pentru agricultură și vreau să-i mulțumesc, chid că, din păcate, nu mai este printre noi. Vreau să-i mulțumesc că a avut încredere în mine și m-a învățat de mic copil. Toate ramurile agriculturii, plecând de la recunoașterea culturilor până la depistarea dăunătorilor și a bolilor. E o muncă destul de dificilă, destul de grea, dar cred că îți produce și multe satisfacții dacă o faci din convingere și o faci cu plăcere, așa cum ne spuneai tu. Avem în spatele nostru o cultură de floarea soarelui care arată bine pentru momentul ăsta, nu, nu, Vasile Târziu. Da, da. Din fericire, în zona noastră de vest, ploile au apărut foarte târziu, într-adevăr, dar au apărut prin luna sfârșitul lunii, începutul lunii iunie, sfârșitul lunii iunie, chiar prea abundente, dar au avut un efect benefic pentru culturile de primăvară. Floarea soarelui, porumb, în zonele unde se poate cultiva. Utilajul pe care îl pot vedea telespectatorii noștri pregătește terenul, e prezent aici în câmp. Cred că faceți toate lucrările pentru cultura de rapiță. Ați avut și ceva ploi în ultima perioadă? Da, da. Aici pregătim pentru grâu, cultura de grâu, după cultura de rapiță. Cultura de rapiță deja înființată pe o suprafață de 70% din cât mi-a propus să însămânțez. Am început mai devreme, anul ăsta, din 23 august, să însămânțez, pentru ca să prind eventual niște ploi care apar pe sfârșitul lunii sau la începutul lunii septembrie. Să avem neplăcele ce le-am avut acum doi ani, de exemplu, când n-a răsărit deloc și am fost nevoit să reînsămânțăm cu floarea soarelui, de exemplu, în zona mea. Da, prelucrăm terenul, imediat intrăm să nu pierdem apa, bruma de apă din sol, imediat după scarifica sau depinde de lucrările de adâncime pe care le facem, venim cu finisare imediată, cu recompactarea terenului, în ideea ca să păstrăm cantități de apă totuși în sol. Bun, la finalul întâlnirii noastre l-a jugat și pe să vină mai aproape și să trageți câte o concluzie atât din perspectiva unui tânăr fermier, așa cum e el, dar și din perspectiva dumneavoastră, un om cu multă experiență în domeniul ăsta, ce ar trebui să înțeleagă guvernanții, ce ar trebui să înțeleagă fermierii pentru a merge mai departe și pentru a avea agricultura un aport mai important în pib național în anii care urmează, în anii care vin. S-ar putea de exemplu, din punct de vedere tehnic, fermierii cam știu ce să facă, fermierii care sunt pregătiți uh, pentru această specialitate, agricultura, și dacă au și tradiție și din spate experiență, fiindcă practica agricolă în fonte creează ca și fermier și nu se formează un fermier în 2-3 ani, durează de multe ori mulți ani pentru ca să cumulezi experiență, fiindcă fiecare an e diferit. Deci, o tehnică, o tehnologie agricolă nu e un tipar. Adică, în fiecare an apar evenimente plăcute, neplăcute, cu care trebuie să te confrunți și să iei deciziile înțelepte la momentul respectiv. Din punct de vedere al implicării guvernamentale sau a, a Ministerului, eu spun că Ministerul ar trebui și guvernul nostru să fie mai implicați în ceea ce privește de data asta, cu mai implicați decât să susțină financiar, în special partea de sud, partea de sud-est, ar trebui interveni după mine, ca și fermier, mă gândesc, dacă aș fi în locul unui fermier din Dobrogea sau din Călăraș, ce aș face când nu am toate culturile, adică înfițesc culturi și nu recotez nimica. Ar trebui luat ca la nivel de, strategie, eu zic, ca strategie națională și, din punct de vedere, ar trebui infuzați niște bani în, în susține acești fermieri care poate să intre în, în faliment cu firmele și devin, din păcate, vandabili la prețuri foarte mici. Silviu, tu, din punctul tău de vedere? Din punctul meu de vedere, ar trebui... Uh, domnii din minister să ne sprijine mai mult și să ne respecte ca și, ca și meserie și să investească mult mai mult în educația tinerilor fermieri de a, de a ne ajuta și de a ne sprijini în, în viitor, de a ne învăța ce înseamnă agricultura și de a veni cu o tehnologia modernă, nu cu cea învechită. Eu, fiind student, am văzut ce înseamnă uh, agricultura, am învățat ce înseamnă agricultura și o trăiesc. Eu o trăiesc. Și o voi trăi, veci. Mulțumim mult de tot uh, celor doi uh, fermieri. Le doresc uh, mult succes, sănătate, recolte bogate și. Să ne vedem cu bine la următoarele emisiuni. Mulțumesc frumos!